La Câmpușel am tot fost. În Cheile Corcoaiei am mai ajuns, dar niciodată nu am traversat munții pentru a ajunge de la o destinație la cealaltă. Întotdeauna când mergeam la Câmpușel, mergeam bineînțeles pe drumul clasic Deva Câmpului Nea Câmpușel. Când mergeam în Cheile Corcoaiei, plecam dinspre Băile Herculane, dar de data aceasta, cu sprijinul prietenului nostru Florin, ne vom urca în mașina lui 4x4 și vom parcurge așa numitul drumul lui Băsescu, care, din câteva fotografii pe care le-am văzut și din relatările prietenilor noștri care au reușit să-l parcurgă deja, are câteva zone spectaculoase de-a dreptul. În munții Cernei! Incredibil! În munții Cernei, uite aici, cu prietenii mei, explorator principal, domnul Tibi și domn colonel. Care ne-a ajutat și ne-a transportat până aici, cu mașinuța. Și mai departe. Auzi, cu mașinoaca, de fapt, cu la cât îi. Mamă, dar ce stânci ăsta. Doamna Dana care se ceartă cu... Uite-te în stânga, Dana. Unde? Uite-o la acolo. Am ajuns la destinație. Suntem la Cheile Corcoaiei și până aici am ajuns cu mașina prietenului nostru Florin, care este 4x4. Am venit din Hunedoara spre Câmpul lui Nea, Câmpușel, și mai apoi am continuat și am traversat munții pe așa numitul drumul lui Băsescu până am ajuns aici, în cheile de care vă spuneam. Sunt niște chei foarte frumoase, cu priveliști uimitoare, chiar dacă au doar 300 de metri lungime, aproximativ 300 de metri. Iar noi ce vom face astăzi este să le parcurgem, să coborâm jos de tot la apă și apoi să ne întoarcem în not în costumele de neopren. Urmăriți filmulețul ca să vedeți cum ne-am descurcat. Thank you.
Alexandra coboară în Cheile Corcoaiei. Iată-ne, prieteni, în Cheile Corcoaiei. Trecem la explorare, căci de-aia numim exploradores! Aventura strigați, ura! 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 Deci, Tibi, să nu-ți pară rău că n-ai intrat. Salut! Salut! Bună, Tibi! Bună! Grijă, Tibi! Dar nu trebuie să mergem după ei. Mai trecem înapoi. Ce-i prieteni? Dă-i o îmbrățișare așa, să luzi un pic.